Meteorologii au anunțat că în România urmează 4 zile de caniculă, iar temperaturile vor ajunge și la 40 de grade Celsius. Vestul Europei este afectat deja de câteva zile de un val de căldură fără precedent. În Marea Britanie, temperaturile au depășit marți recorduri istorice și au ajuns la 40 de grade Celsius, iar în Portugalia, 1000 de oameni au murit din cauza caniculei. În aceste condiții, foarte mulți europeni sunt disperați să-și păstreze casele răcoroase, astfel că revine în actualitate un vechi subiect de dezbatere. Cum este mai bine, cu ferestre închise sau deschise pe timp de caniculă? Și ce facem cu draperiile? Pe măsură ce casele noastre devin din ce în ce mai închise și mai sufocante, tentația este să deschidem o fereastră. Însă doctorul Andrew Shea, lector în fizica clădirilor din cadrul Departamentului de Arhitectură și Inginerie Civilă al Universității din Bath, spune că este o greșeală. Dacă este mai rece înăuntru decât afară, ar trebui să ții ferestrele închise, spune el, deși primul gând este că o fereastră larg deschisă ar putea aduce în interior o adiere plăcută. De fapt, în casă va intra doar aer cald, iar spațiul de locuit va fi și mai fierbinte. Dacă aveți o zonă umbrită în spatele casei, spre exemplu, este posibil să puteți deschide o fereastră acolo, dar în general nu este recomandat să deschideți ferestrele, a mai spus doctorul. Unii oameni cred că dacă deschid fereastra și pun un prosopud în fața fluxului de aer, ajută. Doctorul Shea rămâne sceptic. Ar putea funcționa în principiu, dar nu aș face asta în condiții meteorologice extreme, cum avem acum. Evaporarea apei reduce ceva căldura din aer, dar gradul de răcire nu este suficient pentru a face diferența. Dacă o casă a atins deja temperaturi insuportabile, atunci ar putea fi o ultimă soluție, dar este mult mai bine să ții aerul cald afară, relatează Digi24.